Filmul Capcana, realizat în Piatra Neamț de Asociația Future Piatra Neamț, în parteneriat cu Asociația Tinerii de Azi, Generația de Mâine Piatra Neamț și cu sprijinul primăriei Piatra Neamț, va avea premiera vineri 4 martie la ora 18 la cinematograful Dacia. Pelicula va putea fi vizionată pentru publicul larg sâmbătă 5 martie, tot de la ora 18. Filmul Capcana este inspirat din cazuri reale și prezintă drama unor tineri ce cad pradă viciilor și teribilismului. Personajele din film sunt interpretate de tinerii actori talentați din cadrul Asociației Tinerii de Azi, Generația de Mâine, Piatra Neamț, coordonați de Cătălin Brahonski, inițiatorul acestui proiect. Filmul surprinde pericolele cei pândesc pe tinerii din ziua de azi, în special pe cei ce au o situație familială mai precară. Pentru realizarea acestui proiect s-au implicat instituții precum Inspectoratul Școlar Ștețan Neamț, Spitalul Ștețean Neamț, Serviciul de Ambulanță Ștețan și Inspectoratul Ștețan de Poliție Neamț. De asemenea, pentru realizarea filmărilor din cadrul acestui proiect și-au oferit sprijinul mai mulți colaboratori. Filmul va avea premiera vineri 4 martie, însă intrarea la premieră se va face numai pe bază de invitație primită din partea organizatorilor. Pentru 5 martie este programată premiera pentru publicul larg. Intrarea urmând a se face cu bilete ce pot fi achiziționate de la Casa de Bilete a cinematografului Dacia.